Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Rugăciunea. Am apelat la tema aceasta din mai multe motive, dar principalul motiv este dat de faptul că, măcar că Biblia pune atât de mare accent pe rugăciune, măcar că este atât de mare nevoie de rugăciune, totuși în viața noastră particulară, viața noastră de rugăciune a scăzut. De aceea vreau să privim cu toată seriozitatea și tot ceea ce vom afla din Scripturi, lucruri pe care unele le știm, ni le vom reactualiza în mintea noastră, altele poate mai clare și în final, după toate acestea, doresc ca viața noastră de rugăciune să cunoască adevărate îmbunătățiri. Și vom vedea rezultatele pe măsură. Mă gândeam, în Biblie avem mai multe rugăciuni scrise decât predici. Domnul Iisus i-a învățat pe lui și să se roage și să predice. Dar știți că rugăciunea, măcar că e scurtă, Tatăl nostru, e mai lungă decât predica care i-a învățat Domnul să o spună? Rugăciunea este Tatăl nostru, câteva versete, vreo 3-4. Dar predica a fost mai scurtă. Și chiar Domnul, mesajul său care l-a spus, mă refer la esență, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția celor este aproape. Am putea să spunem ceea ce de fapt Domnul Iisus a spus întâi în Ioan 4:24 despre rugăciune. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Deci vrem să vorbim despre adevărata închinare, despre felul în care trebuie să desfășoare o închinare în Duh și în adevăr, care am putea să o definim ca fiind o închinare cu respect, în care aducem cinste, onoare, adorare, mulțumire, slujirea noastră față de Dumnezeu. Și găsesc acel verset din Apocalips, capitolul 7, versetul 12, unde sunt prezentate 7 lucruri care îi revin lui Dumnezeu și acestea trebuie să îi le atribuim Domnului, să îi le dăruim în timpul rugăciunilor noastre în special. Apocalips 7:12. Și au zis, amin, a Dumnezeul nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor, amin. Pe lângă expresia de rugăciune, tot închinarea, tot rugăciunea o mai găsim în Biblie și sub alte denumiri și toate împreună formează de fapt rugăciunea. Astfel, în Genesa capitolul 4, versetul 26, rugăciunea este definită ca fiind: atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Deci a chema numele Domnului este tot a te ruga. Altă expresie ne spune Psalmul 3, versetul 4: eu strig cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. A striga către Domnul. Altă expresie, Psalmul 25, versetul 1: la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. A-ți înălța sufletul la Dumnezeu. Este tot a te ruga. Apoi, Isaia 55:6 ne spune: căutați pe Domnul. Cum am putea să-L căutăm, că doar nu putem să facem vizite în spațiu, să-L căutăm pe Domnul? Noi îl căutăm în rugăciunile noastre. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L. Cealaltă expresie menționată anterior. Și am putea să mai notăm încă una. În Cartea Evreilor, în capitolul 4, ne se spune că și prin Domnul Hristos, în numele Lui fiind înălțate rugăciunile noastre, 4:16, să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul Harului. Ori această apropiere o facem, printre altele și poate în primul rând, în rugăciunile noastre, când cerem iertare, cerem îndurare și cerem numele Domnului și Harul Său peste lucrarea pe care o facem, peste viețile noastre. Așadar, această necesitate a rugăciunii, atât cu mintea, cum spune Pavel în 1 Corinteni 14:15, mă voi ruga cu mintea și mă voi ruga cu Duhul. În ce privește rugăciunea cu mintea,
Domnul Iisus, în Evanghelia după Luca, în capitolul 11, la rugămintea ucenicilor, versetul 1, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și El le-a zis, când vă rugați, să ziceți. Fiind vorba de rugăciunea cu mintea, noi trebuie potrivit Scripturilor să învățăm să ne rugăm. Și fiind vorba de rugăciunea cu Duhul, am putea să spunem, așa cum este scris în Zaharia, capitolul 12, versetul 10, atunci voi turna peste casa lui Israel, printre altele, un duh de rugăciune. Deci trebuie pe de o parte să învățăm să ne rugăm și să rugăm pe Domnul să lase peste noi un duh de rugăciune. Ca atât cu Duhul, cât și cu mintea să ne rugăm înaintea Domnului. Pentru că ne spune Pavel în Roman capitolul 8, versetul 26, pentru că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Domnul îi condamna și spunea că se ostenesc degeaba unii din vremea lui care făceau rugăciuni lungi și încă de ochii lumii. Ori aici ne spune că nu știm cum trebuie, chiar dacă aparent am ști noi să spunem cuvinte. Dar este nevoie să știm cum trebuie să ne rugăm. Rugăciunea nu poate fi făcută oricum, de oricine și în orice stare. Rugăciunea are legile ei. După cum predica și cântarea își au legile lor, ca să fie primite înaintea lui Dumnezeu. În o primă parte, vreau să învățăm împreună câteva noțiuni generale despre rugăciune. Și în acest capitol, noțiuni generale despre rugăciune, l-am împărțit în trei. Prima parte, rugăciunea ca spațiu și timp. A doua, forme și stări ale rugăciunii. Și cea de-a treia, motivațiile rugăciunii. Deci, prima, rugăciunea ca spațiu și timp, locul pentru rugăciune. Încă din Vechiul Testament, când Dumnezeu n-a mai putut să discute direct cu omul, Dumnezeu le-a lăsat prin cort, prin templu, mai apoi prin sinagogi și acum prin adunări, ca loc principal de rugăciune, rugăciune oficială, am putea spune, aceste localuri unde se adună împreună, având ca scop principal chemarea numelui lui Dumnezeu. Așa cum spunea Domnul Iisus, casa mea se va chema o casă de rugăciune, ca și cum aceasta ar fi obiectul central al activității care se desfășoară, casă de rugăciune. Amintim din întâia carte a împăraților, capitolul 8, când a avut loc consacrarea templului, în rugăciunea sa Solomon amintea, eu citesc doar două versete, 1 Împărați 8:29, ochii tăi să fie zi și noapte deschiși asupra casei acesteia, ca și când la orice oră de zi și de noapte cineva s-ar ruga, Dumnezeu care în ceruri nu doarme, cum ne spune psalmistul, cel ce veghează nu doarme, să poată să se roage și să poată fi ascultat din ceruri. Și versetul 35, când va fi închis cerul, nu va fi ploaie, dacă se vor ruga în locul acesta și vor da slavă numelui tău, dacă se vor abate pentru ce vei pedepsi, ascultă din cerul, iartă păcatul și fă-le celelalte haruri care ți le vor cere. Putem să amintim că chiar și în Noul Testament, și este valabil și acum, trebuie să existe anumite locuri speciale de închinăciune, locuri, case de rugăciune. Citim în Fapte, capitolul 1, de cum a plecat Domnul sus la ceruri, ei care au rămas ucenicii, ni se spune aici 1:13-14, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde stăteau de obicei. Și versetul 14 ne spune ce făceau acolo. Toți aceștia stăreau cu un cujet, primul lucru, în rugăciune. De aceea, fiind locul acesta dat nou în vremea aceasta să ne închinăm, doresc să-l prețuim și să știm că este principalul loc unde ne adunăm să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Aici, cred că îngerii fac prezența, adună rugăciunile sfinților, rugăciuni care se fac în comun sau individuale, după caz, și sunt duse sus la tronul lui Dumnezeu în ceruri. De asemenea, mai există un loc special. Ni se spune în Evanghelia după Luca, capitolul 11, despre Domnul Iisus, avea El locurile sale speciale de rugăciune
Ni se spune aici, într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Știți, avea locul lui pe munte unde mergea să se roage. Noi poate nu avem un loc pe munte, dar Domnul Iisus ne dădea o ocazie, ne spunea cum am putea să avem și noi un loc particular, personal, anumit pentru rugăciune, când scria în Matei 6, cu versetul 6, ci tu, când te rogi, deci pentru viața personală de rugăciune, intră în odăița ta. După cum aceasta este odaia noastră unde ne rugăm, casa noastră de sus, la fel fiecare de noi trebuie să avem colțul nostru de rugăciune, cămăruța noastră, care poate să fie după caz și după situații într-un loc anumit unde să ne întâlnim noi cu Dumnezeu. Am citit despre un om deosebit predat în slujba Domnului, care avea colțul lui în cameră de rugăciune și în acel colț unde se ruga el de regulă, se făcuseră urme în dușumea de la genunchii săi pe când a îmbătrânit. Acolo era locul lui de rugăciune. De asemenea, cunosc un frate care pe când stătea la Turda, erau doi și lucrau împreună la aceeași întreprindere și spunea unul dintre ei că de multe ori când mă trezeam noaptea sau dacă dimineața când mă trezeam, îl găseam pe fratele meu în acel colț al lui special pentru rugăciune. Și în acea vreme, și chiar și acum, Dumnezeu l-a folosit în mod special pe omul acela, pentru că a fost în primul rând un om al rugăciunii. Și altfel spus, a fost un om al lui Dumnezeu. Dar pe lângă acestea două locuri consacrate, unul pentru rugăciunea în comun, pentru toți, celălalt pentru rugăciunea personală, Biblia ne spune în 1 Timotei 2,8, vreau dar ca bărbații, și versul 9 spune, vreau de asemenea ca femeile, să se roage în orice loc. Pe lângă aceste două locuri sacre, orice împrejurare, Pavel s-a dus undeva lângă un râu. În Faptele Apostolilor găsim scris că s-au rugat pe mal. Ne putem ruga unde avem ocazia, în piață, la câmp, pe mașină, în orice loc. Avem harul și dreptul acesta ca și cum n-am avea numai un telefon la biserică, unul acasă, să mai avem și un mobil cu noi. Să ne putem ruga în orice împrejurare, în orice loc. Apoi, pe lângă locul de rugăciune, hai să vedem care este timpul pentru rugăciune. Încă din cele 10 porunci din Decalog, Exod 20:10, dar ziua a șaptea este ziua închinată Domnului Dumnezeului tău. Deci fiind o zi închinată, trebuia să cuprindă și această închinare, rugăciune. Ascultam pe mașină o predică în care un predicator spunea că oamenii se plâng la invitația haideți la biserică, dar n-avem timp. Și el le spunea, nu faceți probleme. Dumnezeu a rezolvat problema asta. Una din cele 7 zile este a Lui. Dumnezeu a rezolvat problema, știe că n-aveți timp. Asta nu e a noastră, să facem ce vrem cu ea. Asta e rezolvată de Dumnezeu dinainte. Ne-a spus, asta este zi de închinare. În care nu doar 3 ore, sau sunt unii mai comozi, dacă vin dimineața, nu mai vin și după masă, sau invers. Este o zi întreagă care trebuie închinată Domnului din cele 7. Apoi, în psalm citim, în psalmul 32, de aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Și tot în psalm, psalmul 69, versetul 13, dar eu către tine îmi înalț rugăciunea, Doamne, la vreme potrivită. Vremea aceasta potrivită este în funcție de scopurile pentru care ne rugăm. Pentru Petru, care era să cadă în mare, să se înnece, atunci a fost vremea potrivită să se roage. Pentru un om care se pune să mănânce înainte de masă și după masă e vremea potrivită. Vreme potrivită este și când te scoli dimineața, vreme potrivită este și când pleci în călătorie. Deci o rugăciune potrivită pentru fiecare lucrare, o vreme potrivită. Apoi, citim un timp care ar putea să fie cel mai potrivit pentru fiecare zi în care să ne închinăm înaintea Domnului, spune Psalmul 5, versetul 3. Doamne, auzim glasul dimineața.
Dimineața eu mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Când te rogi dimineața, ai găsit pentru acea zi timpul cel mai potrivit. Pentru că în rugăciune te vei ruga și pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă cu tine și îți va da lumină, te vei ruga și pentru ispitele care vor să vină de la diavolul și vor fi stopate. Dacă te-ai rugat dimineața, poți să aștepți și pe Dumnezeu și pe diavolul. Poți să aștepți și binele și răul, că te-ai rugat la timp. Apoi, în 1 Timotei 4:5, este vorba de mâncare, dacă se ia cu mulțumiri, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Evreii spun că cine se pune la masă vără să se roage, fură mâncarea de la Dumnezeu. Căci toate le primim din mâna Lui. Și nu uitați, la masă trebuie și mulțumiri. De asta presupune să fii și mulțumit cu mâncarea pe care o ai, să poți și mulțumi. În Cartea Faptele Apostolilor, o altă ocazie în care am putea să ne rugăm Domnului, Fapte 20:36. S-a întâlnit cu prezbiterii un final de conferință. După ce au vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Am putea să spunem nu doar conferințe pastorale, orice întrunire, când mergem unii la alții, când ne adunăm 2-3, cel puțin la început și la gata, și dacă are introducere și încheiere, trebuie să aibă și conținut, trebuie să ne rugăm Domnului. Apoi, fiind tot pe această pagină, 21:5, dar când s-au împlinit zilele, am plecat, ne-am văzut de drum, ne-am petrecut cu toții, cu nevestele și copiii, până afară din cetate, am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. O rugăciune frumoasă în aer liber. Fratele Nichifor Marcu era specialist la rugăciuni din astea în aer liber, pe care cum îi întâlnea pe stradă, în piață, chiar pe vremea trecută, haideți la rugăciune. Apoi, o altă situație, 1 Timotei 5:5, în mod special pentru pensionarea aceasta, ei au mai mult timp liber, cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și în rugăciuni. În mod special cei care au timp liber, numai au familii, alte probleme, să folosească acest timp în special cu rugăciune. Domnul să vă ajute! Și pentru că nu putem cuprinde toate situațiile în care trebuie să ne rugăm, mai amintim doar un verset, 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat. Doamne, ajută-ne la acestea. Rugăciunea ca forme și stări. Fie că este vorba de rugăciunea singur, în cămăruță, fie că e vorba de rugăciunea în comun, hai să citim un document pentru rugăciunea în comun, Fapte 4:24, când au auzit aceste lucruri și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis acea rugăciune. În primul rând aici, exprimarea rugăciunii. Cum trebuie să fie exprimată rugăciunea noastră? Câteva posibilități. Citim mai întâi în 1 Samuel 1:13, unde este vorba despre Ana, care se ruga o problemă mai deosebită înaintea Domnului. Ana vorbea în inima ei, rugăciune în tăcere, în inimă vorbirea. Și numai buzele și le mișca, dar nu i se auzea glasul. El îi credea că este beată. Un tip de rugăciune care a fost ascultată de Dumnezeu. La celălalt pol avem rugăciunea cu voce tare. Citim în Evrei, capitolul 5, versetul 7, unde ne se spune nu despre un oarecare, ci despre Domnul Iisus Hristos. Evrei 5:7. El este acela care în zilele vieții sale pământești aducă rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Deci în funcție de situație ne putem ruga ori în șoaptă, ori cu strigăte mari și cu lacrimi de asemenea. Deci acestea două când sunt împletite nu sună greșit la urechi. Poate ați văzut și în adunare când cineva spune un aleluia așa rece, parcă zici că e un cântăreț răgușit. Dar când strigătele sunt cuplate împreună cu lacrimi, când strigătul este dinăuntru inimii, are altă rezonanță, parcă alt sunet. Tot a rugăciunii cu voce tare, Ezechiel capitolul 11, când acest profet al lui Dumnezeu, văzând o anumită situație tristă care s-a petrecut acolo, căci pe când proroceam eu a murit,
Deci, o moarte fulgerătoare. Un om a murit lovit de Domnul. Și spune partea a doua, versetul 13, am strigat cu glas tare, ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești Tu și ce a mai rămas din Israel? Chiar faptul că Dumnezeu ne-a lăsat posibilitatea să vorbim și în șoaptă, ne-a lăsat posibilitatea să mărim și volumul, dar asta când este cazul, la rugăciune, nu când ne certăm, pentru că atunci când ne certăm, bine să ne certăm în șoaptă, că o să terminăm mai repede. În funcție de situația și problema pentru care ne rugăm. De asemenea, putem să ne rugăm cu o vorbire normală. Spune Biblia în Cartea Proverbilor, capitolul 18, versetul 23. Chiar o vorbire simplă. Săracul vorbește rugându-se. Cineva vorbind, Doamne, fii-ți milă de cutare, îndură-te de el. Chiar o vorbire normală care poate să fie o rugăciune. De asemenea, o altă formă de exprimare a rugăciunii este prin cântare. Citim în Psalmul 92, versetele 1 la 3. Frumos e să lăudăm pe Domnul, să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul, cu 10 coarde și cu alăuta. Și încă o întărire din 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 15. Voi cânta și cu Duhul și cu mintea. La fel cum este și rugăciunea. Sunt psalmi care sunt în același timp și rugăciuni, sunt și cântări. Acestea fiind formele principale prin care ne putem exprima rugăciunea noastră înaintea Domnului. De fapt, orice formă de manifestare a graiului uman. Poziții pentru rugăciune, un alt subpunct aici. Cea mai sacră, cea mai solemnă și cea mai oficială poziție este în genunchi cu mâinile ridicate. Citim în Cartea a doua a Cronicilor, capitolul 6, cu 12, Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile. Ezra, capitolul 9, de asemenea un om în fața adunării, 9:5. Apoi în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele și manta sfârșiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis. Tot rugăciune în genunchi o avem menționată în Cartea Psalmilor, în Psalmul 95, versetul 6, ca un îndemn. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Ori de câte ori avem ocazia, este cea mai indicată formă de rugăciune. Rugăciunea în genunchi, cu mâinile ridicate. O altă formă de închinare înaintea Domnului, pe lângă aceasta care, așa cum spuneam, este cea mai indicată înaintea Domnului, pe lângă forma de a te ruga în genunchi, este rugăciunea în picioare. Citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 25. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. O altă formă, plecat cu fața la pământ. Matei 26, cu versetul 39, așa s-a rugat Domnul Iisus, apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Nu doar Domnul Iisus, citim că și Moise, în Exod capitolul 34, s-a rugat cu fața la pământ înaintea Domnului, 34:8. Îndată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Acum, să nu apăreți la timpul de rugăciune, plecați cu fața la pământ aici. Că eu am citit că astea au fost momente deosebite. Când Domnul Iisus în grădină a fost un caz aparte, Moise văzând slava lui Dumnezeu sau văzând urgia cu care vrea Domnul să lovească poporul și de aceea a apelat la această proșternere înaintea Domnului. O altă formă, o întâlnim cea a prorocului Ilie, cu capul între genunchi, în prima carte a împăraților, capitolul 19, versetul 42, și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi. Pe lângă acestea, pentru că trebuie să ne rugăm neîncetat,
Citim în Psalmul 63 cu 4 la 6. Te voi binecuvânta dar toată viața mea și numele tău îmi voi ridica mâinile. Versul 6. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghilor nopții. Deci nu rugăciunea când te culci să ți-o faci în pat, ci noaptea când te trezești, te gândești la Domnul, să curgeți și de acolo o rugăciune din inimă sau chiar cu voce. Pentru că și acolo putem să ne rugăm înaintea Domnului. Dar lumea a devenit foarte comodă acum, rugăciunea pe genunchi s-a cam scos, la masă am văzut că se roagă stând în fund și acum atâta le-ar mai trebui versetul ăsta să lăsăm surorile și stând în pat. Au terminat cu reverență. Biblia ne îndeamnă ca în smerenie, în rușine, în sfială, în chip cuvincios să ne rugăm înaintea Domnului. Citim în 1 Timotei 2 cu 8. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, să râce spre cer, mâini curate, fără mânie, fără îndoieli. Femeile de asemenea să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine, cu sfială, nu cu aur, nu cu mărgăritare. Aceasta ne spune Biblia. Când ne închinăm, nu stăm de vorbă cu oricine. Dacă în armată vrei să prezinți un raport, să ceri ceva în fața unui comandant, închii peste, închii la toți nastorii, inclusiv la copcă și te duci ca în fața lui. În fața Domnului trebuie să ne prezentăm, dacă și heruvimii în fața Domnului o anumită poziție prin care își acopăr trupul lor și noi cu atât mai mult ar trebui să înaintea Domnului să venim plin de reverență, plin de o teamă sfântă. Domnul să vă binecuvânteze la aceasta. 1 Corinteni 11 cu 4 și 5. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul lui. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul desfălit își necinstește capul pentru că este ca una care ar fi rasă. Deci să nu uităm și aceste condiții sunt scrise în Biblie și Dumnezeu ne va onora pe noi și rugăciunea noastră dacă mai întâi onorăm noi cuvântul Lui și pe El în primul rând. Al treilea subcapitol aici, rugăciunea ca motivație. De ce trebuie să ne rugăm? De ce este important și indicat să ne rugăm? În primul rând, rugăciunea este o poruncă. Dumnezeu spune în Psalmul 50, versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi zbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu ne spune să-L chemăm. Iar în Psalmul 91, versetul 15, Dumnezeu spune așa: când mă va chema, îi voi răspunde. Dumnezeu spune să-L chemăm și ne dă asigurarea că ne răspunde. Apoi, Domnul Iisus a dat această poruncă și a spus ucenicilor în Luca 18 cu 1, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie, deci rugăciunea nu-i facultativă, trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Nu avem voie să o abandonăm, să renunțăm la acest program al rugăciunii. De asemenea, și apostolii, citim în Efeseni capitolul 6, versetul 17 și 18, spuneau, ca și o poruncă, ca unul care spune Pavel, am primit de la Domnul harul de a fi vrednic de crezare și harul să completeze cuvântul Domnului, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și spune el, și eu însumi am nevoie și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțul sunt, pentru ca zic să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Dacă te nu te rogi cum trebuie, nu o să poți vorbi cum trebuie. Și dacă nu ne rugăm cum trebuie, nu o să se poate vorbi cum trebuie. Pentru că rugăciunea va degaja puterea Duhului Sfânt ca acest cuvânt să fie mânuit ca atare și nu numai la slujbă, ci și în viața noastră să avem biruință. De asemenea, și profeții Vechiului Testament îndemnau oameni la rugăciune. Eu vă citesc doar din profetul Amos, capitolul 5, versetul 4. Și prin proroci Dumnezeu a chemat poporul la rugăciune. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel, căutați-mă și veți trăi. Ori a căuta pe Domnul înseamnă a ne ruga, printre altele, bineînțeles, și ai urma voia sa. Și mai amintim doar Psalmul 105, versetul 4, alergați la Domnul și la sprijinul Lui. Spre locul de rugăciune noi ar trebui să alergăm, de altfel ca și spre împărăție. Alergarea, deci, al căuta cu toată setea, cum dorește un cerb izvoarele de apă, Psalmul 42, așa te doresc, Doamne. Rugăciunea, o altă motivație, este o cale de primire a binecuvântărilor cerești. Prin rugăciune, cerul și harurile lui Dumnezeu sunt revărsate peste noi. Citim în Cartea Numeri, capitolul 6, acel cuvânt, ceea ce ne interesează pe noi.
Așa să binecuvântați pe copilul, dar să le ziceți, uitați rugăciuni, Domnul să te binecuvânteze, Domnul să facă să lumineze, Domnul să-și înalțe. Prin rugăciuni coboară binecuvântarea lui Dumnezeu încă de mici și până la adânci bătrânețe peste noi. Peste biserică, de asemenea, Psalmul 122 ne spune să chemăm aceste binecuvântări ale Domnului prin rugăciune. Versetul 6. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Urări în rugăciune. Doamne, acestea sunt urări sfinte. Doamne, binecuvântează. Doamne, lucrează. Acestea se fac în rugăciune și prin ele suntem binecuvântați. Citim și din Cartea Genesei, capitolul 32, unde avem cazul lui Iacov. Binecuvântările se primesc prin rugăciune. 32:26. Omul acela a zis, lasă-mă să plec că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Și ca dovadă că aceasta a fost rugăciune, citim în Nosea, capitolul 12, versetul 4, unde ni se spune așa. S-a luptat cu îngerul, a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Printre altele, lupta lui Iacov a comportat aceste două aspecte. A plâns și s-a rugat și de aceea a fost binecuvântat. Deci s-a luptat pentru această binecuvântare, bineînțeles, asta a fost în har. Dar aceasta a fost calea. Așa a deschis Iacov ușa ca în viața lui să curgă binecuvântările. Citim și din Noul Testament, Filipeni și Coloseni, versetele 1-9 din ambele epistole. Filipeni 1-9, și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în orice cunoștință și orice pricepere. Cum vom crește noi spiritual? Printre altele rugându-ne. Când ne rugăm, ca să puteți deosebi lucrurile alese, să fiți curați, plini de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre slava și lauda Dumnezeu, până în ziua lui Hristos. Și Coloseni 1:9. De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul ca să-i fiți plăcuți în orice lucru bun, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Prin rugăciune, noi creștem spiritual, suntem zidiți, primim binecuvântările din partea Domnului și, de asemenea, dacă rugăciunea deschide cerul, să știți că tot rugăciunea închide iadul. Cum ar fi două uși una lângă alta și două deschizături și o ușă culisant. Când am deschis cerul, am blocat iadul. Tot cu rugăciune blocăm pe diavolul și puterile străine. Domnul Iisus spunea în Matei 26, ucenicilor în grădină, când ei erau într-o stare de ațipire, 26:41, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Vegheați și rugați-vă ca să urcați și să nu cădeți. Cum spune acea cântare, trece ziua cea de azi, te ridici sau cobori. Rugăciunea îți va da sensul, îți va imprima viteza de urcare sau de cădere, staționare nu prea există. Atât despre aceste noțiuni generale asupra rugăciunii. Continuăm un alt capitol al rugăciunii, rugăciunea propriu-zisă. Ce cuprinde? Până acum doar am încadrat rugăciunea într-un cadru. De acum să vedem ce cuprinde rugăciunea. Sunt diferite clasificări, diferite împărțiri. Am ales una în care rugăciunea cuprinde 5 capitole mai mari, mărturisirea, lauda, mijlocirea, cererea și mulțumirea. Amintim câteva versete, suport biblic pentru fiecare dintre ele. Mai întâi pentru mărturisire. În rugăciunea noastră noi trebuie să fim absolut sinceri cu Dumnezeu. Spune Biblia, Psalmul 51, acea rugăciune frumoasă de mărturisire a lui David. Noi spicuim din ea doar câteva versete. Versetul 1, ai milă de mine. După îndurarea ta, șterge fără de legile. Versetul 3, căci îmi cunosc bine fără de legile. Și păcatul meu este necurmat înaintea mea. Numai împotriva ta, Doamne, am păcătuit. Și am făcut ce este rău, așa că vei fi drept. Cum își dădea David singur sentința și era atât de sincer și deschis. Și în final, în chiar, spune, Doamne, eu ți-aș aduce jertfe, dar nu asta dorești tu. Un duc zdrobit și apoi după aceea vei primi jertfe neprihănite, arde de tot și jertfe întregi. Nu vom putea să-i dăm Domnului
jertfe pentru păcatul nostru, dacă nu întâi vom aduce mărturisirea și după are Domnul nevoie de jertfele noastre pe care să-i le dăm. Tot David spune despre păcatul lui, 32:5, atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de lege. Spune-i Domnului în detalii ce ai făcut, cu lux de amănunte, cu durere, cu părere de rău, că ai păcătuit împotriva lui și împotriva celor care ai păcătuit. Un al doilea capitol, lauda. Avem atâția psalmi frumoși, eu vreau să vă amintesc doar doi. Doi psalmi de rugăciune în care lauda, acel lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea lui și alte cuvinte de laudă. Și tot poporul să zică amin, lăudați pe Domnul. Psalmul 100 și psalmul 150 sunt ușor de ținut minte. 150 mai întâi, lăudați pe Domnul, auziți ce frumos. Lăudați pe Dumnezeu în locul așului cel sfânt. Lăudați în întinderea cerului, unde se arată puterea lui, pentru isprăvile lui, pentru mărimea lui. Acum, cum să-l lăudăm? Cu sunet de trâmbițe, cu aleută, cu arfa, deci acea rugăciune prin cântare, în laudă. Tot ce are suflare, versetul 6, să laude pe Domnul. Și mă amintim doar din psalmul 100, versetul 4, intrați cu laude pe porțile lui, intrați cu cântări în curțile lui, lăudați-l și binecuvântați-i numele. Lauda are un rol aparte în rugăciune. Spune David, eu strig, preamărit, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit. Diavolul nu acceptă să te audă cum dai slavă Domnului. Diavolul va place să stea lângă noi rugăciune, să spunem rugăciune fariseică. Dar când spunem o rugăciune de laudă la adresa Domnului, diavolul se îndepartă. Vrăjmașii Domnului se risipesc ca fumul și Domnul este înălțat. Aceasta este atmosfera din ceruri, laudă la adresa lui Dumnezeu. Un alt capitol, cererea. Avem harul să cerem din partea Domnului orice lucru, mare sau mic. Citim în Filipeni, capitolul 4, versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri. Numai să nu uităm cu mulțumiri. Putem să aducem înaintea Domnului toate necazurile și toate problemele noastre. Și Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, vorbind ucenicilor, de la versetul 23 în continuare. În ziua aceea, nu mă veți mai întreba nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl numele meu, vă va da. Auziți ce har avem! Orice vom cere, ne va da. Și faceți probă, numai să respectăm condițiile. Orice lucru mic sau lucru mare, poți să specifici clar, concret, la vremea potrivită, Dumnezeu ne dă ceea ce avem nevoie. Versetul 24, până acum n-aș cerut nimic, cereți și veți căpăta pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cum se bucură un copil când cere ceva la mama sau la tata, special un lucru mai de preț, la fel va fi și bucuria noastră când cerem Domnului. Și atunci avem dovezi clare în fața oamenilor. Da, ce s-a întâmplat? De unde ai? L-am cerut de la Domnul. Și Dumnezeu, care are totul la dispoziția sa, toate căile sunt lui accesibile, poate să ne dea tot ceea ce avem nevoie, tot ceea ce cerem după voia lui. Un alt capitol, mulțumirea. Să nu uităm de aceasta. Citim în Efeseni 5:20, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Noi avem dreptul să cerem lucruri mici și lucruri mari, dar să nu uităm să mulțumim pentru toate. De cerut poate cerem de 4-5 ori până ne dă Domnul, dar de mulțumit de câte ori mai mulțumim? Odată după ce căpătăm, nu? Poate ar fi mai frumos să cerem odată, să mulțumim de 4-5 ori. E mai mare bucuria să mulțumești, bă, ce deja ai primit, nu? Dar Dumnezeu probabil știe de câte ori o să mulțumim și ne mai lasă să cerem, ca să facem numărul de rugăciuni. Tot despre mulțumire citim în Coloseni 4:2. Stăruiți în rugăciune. Dar așa cum spuneam, să nu stăruim numai rugăciunea de cerere. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri. Stăruiți în mulțumiri, vrea să spună apostolul. Doamne, îți mulțumim, mai târziu, Doamne, îți mulțumim. Ca să nu uităm, spune Psalmul 103, nu uita niciuna din binefacerile Domnului. Știți cum o să nu uităm? Dacă o să tot mulțumim înaintea Domnului. Avem acel exemplu din Luca 17, când Domnul a vindecat 10 leproși. 17:16. Unul a venit înapoi. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. A trecut neobservat această mulțumire care a adus-o Domnului.
Sau Domnul a folosit-o ca să le dea lor exemplu că trebuie să și mulțumim? Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Ceilalți 9 se știu ruga numai de cerere, nu știu de mulțumire. Nu s-a găsit decât strânul acesta să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu? Și un ultim capitol al rugăciunii, mișlocirea. Rugăciunile nu sunt destinate să ne rugăm numai pentru noi. Un capitol special va fi rugăciunea pentru alții, ca Domnul să ierte, să lucreze în viața lor, să-i vindece, să-i mântuiască, să fie edificat spiritual, să nu se piardă, să nu cadă. Citim în 2 Corinteni, capitolul 1, spune Apostolul Pavel că noi prin rugăciunea noastră putem să ajutăm pe alții. Voi înșivă și chiar pe cei mai mari, cum au fost apostolii, a spus, voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru noi. Rugăciunile noastre de mișlocire pentru alții. Ne rugăm pentru ca cineva să întoarcă la Dumnezeu. Ne rugăm pentru ca oamenii se pocăiască, pentru frații care predică. Deci ne rugăm de mijlocire acolo unde avem noi dreptul să mijlocim. Deci mijlocim după puterile noastre și în cât ne este dat, în ceea ce putem să o facem. Un exemplu de mijlocire, am putea să amintim acea mijlocire a lui Avram înaintea Domnului pentru Sodoma și Gomora din Geneza capitolul 18, de la 23 la 32. Foarte curioasă. Parcă zici că se joacă așa Avram cu Dumnezeu, Doamne, dacă-și 50, da, 45, da, știi, tot scade. Știi. Asta e mijlocirea. Este un exemplu tipic foarte frumos de mijlocire. Să te duci tot din aproape în aproape până când obții ceea ce vrei din partea Domnului. Un alt subcapitol aici, condițiile rugăciunii. Dacă ne încadrăm în aceste condiții, vom fi ascultați de Domnul. Dar dacă nu, putem să ne rugăm, putem să ne facem tăieturi în piele, ca prorocii lui Baal de pe Carmel vis-a-vis de Ilie, putem să facem tot ce vrem, căci Dumnezeu nu se lasă. Imaginați-vă că avem o mașină defectă. Dacă nu reparăm piesa care e defectă, apoi poți să schimbi toate roțile, poți să schimbi și motorul, dacă baiul, să zic, e la baterie. Repar tot. Dacă nu repar ce trebuie, nu pornește. Așa e și rugăciunea. Dacă nu repar unde trebuie, poți să te rogi cum te-ai ruga. Nu are efect. Biblia ne spune în Isaia 59 că, de exemplu, păcatele, versetul 2, nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. De asemenea, amintim Isaia 1:15, puteți să ne rugăm cu toții, dacă vreți, biserici întregi, auziți, 1:15. Când vă întindeți mâinile la adunările de sărbătoare, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult. Vedeți cât e de pretențios Dumnezeu? Putem să facem o săptămână de rugăciune să nu mai am acasă. Dacă nu ne pocăim, oricât de mult v-ați ruga, nu numai o săptămână, n-ascult. Tot despre aceasta citim în Proverbe, capitolul 28, versetul 9. Dacă cineva își întoarce urechea să n-asculte legea, băgați de seamă, când se predică, facem urechi surd. Aia nu fi chiar așa. Chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Păi duc îngeri în ceruri o scârbă? Ei duc rugăciunea sfinților în ceruri. Au amintit acestea ca să ne încadrăm și să privim cu toată seriozitatea condițiile. Ca să nu ne trudim degeaba și să ne înșelăm pe noi și pe alții. Zicând, ne rugăm noi pentru voi și pe teren nimic. Ei, ne amăgim și pe noi, ne șobosim și încurcăm și pe alții. Și mai pe deasupra, îl obosim și pe Dumnezeu. Și creăm senzația că Dumnezeu nu ascultă. Cum spune Isaia 58, la ce ne folosești posim dacă tu n-auzi? Dumnezeu spune, ba da, eu aud, dar faceți mai întâi ordine, rezolvați problemele. Așadar, 5 condiții pentru ca rugăciunea să fie ascultată. Prima condiție, credința. Rugăciunea trebuie să fie făcută cu credință și în numele Domnului Iisus. Amintim, Matei 21:22. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Credință că Dumnezeu e bun, poate să ne dăruiască și cerem pe baza Scripturilor. În numele Domnului trebuie făcută aceasta, dat faptul că prin Domnul avem harul acesta. Numai în numele Lui, să nu uităm niciodată că prin El avem intrare slobodă la Tatăl. De aceea în numele Domnului, asta nu e o formulă așa tipică, este un fapt real. El este și acum la dreapta măririi în ceruri și prin El au acces rugăciunii noastre la scaunul îndurării. Ioan,
capitolul 14, versetul 13 și 14. Și orice veți cere în numele meu, voi face. Deci nu-i doar un nume, ci este o lucrare, va face Domnul ca rugăciunea să fie primită, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. O altă condiție, să fie cerut potrivit cu voia lui Dumnezeu. 1 Ioan 5 cu 14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva, după voia Lui ne ascultă. Și Iacov spune în epistola sa 4 cu 3, cere și nu căpătați pentru că cereți cu gând rău. Când cerem ceva cu voia Lui, ne ascultă. Dar dacă nu este voia Lui, cum ne rugăm odată, nu-ți, Doamne, facă-se voia Ta, vie împărăția Ta, și când încolo ne rugăm altceva. Deci se bat cap în cap rugăciunii noastre și nu primim ascultare la acestea. O altă condiție, cu stăruință să fie rugăciunea și din toată inima. Deci cu stăruință, aceasta înseamnă să fie de fapt din toată inima. Citim în Matei capitolul 7, versetul 7 și 8, unde Domnul Iisus spunea, comparând rugăciunea, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Rugăciunea este o cerere, o căutare și o batere. Deci insistent trebuie făcut lucrul acesta. Și dădea acel exemplu cu acel judecător nedrept în Luca 18 de la 1 la 7. Chiar că de Dumnezeu nu se teme, de oameni nu se rușinează, pentru că văd vas tot vine și îmi bate capul, o ascult. Și mai dădea Domnul un exemplu în Luca 11. De la 5 la 13. Dacă mergi și ceri la unul, prietene împrumută între pâine. Chiar dacă nu se va scula pentru că e prieten, din pricina stăruinței lui supărătoare, tot îi va da ceea ce are nevoie. Și mă amintim, că am spus că și din toată inima, Psalmul 139, versetul 58. Te rog din toată inima mea, ai milă de mine după făgăduința ta. Când stăruim în rugăciune, când din toată inima ne ținem de Domnul și persistăm în aceasta, nu ne rugăm acum și dacă Domnul ne ascultă, nu mai amintim aceasta. Apoi, cu smerenie. Avem Luca 18, pilda vameșului și a fariseului. Dumnezeu nu ascultă pe oamenii mândri, celor smeriți le dă har, printre altele și harul de a le fi ascultate rugăciunile. Imaginați-vă că merge la un director și a spune, auzi băi, ia să-mi semnezi tu lucrurile astea. Și mi-a spus, dar tu ești director sau eu? Dacă ți eu, atunci roagă-mă frumos, fă o cere, semnează, vrem, aprobăm la vreme. Deci rugăciunea de Dumnezeu se face cu smerenie, în poziție de umilință. Noi nu-i poruncim lui Dumnezeu rugăciunea, noi ne rugăm ca să primim îndurarea Lui. Și o ultimă condiție și cea mai mare, rugăciunea se face în sfințenie și în stare de neprihănire. Citim 1 Ioan 3 cu 22. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Atunci primim, când suntem sfinți și neprihăniți. Mă ascultă Domnul și pe aia necăjiți și bolnavi, dar îi ascultă numai așa să-i vindece, dar nu să-i mântuiască. Dacă trăim neprihănirea înaintea Domnului, spunea psalmistul 66:18, dacă aș fi cugetat lucrurile, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar dacă trăim neprihănirea, ne ascultă. În Levitic capitolul 16 avem acolo lucrări legate de ziua ispășirii. Preotul, marele preot, trebuia să mai întâi să aducă jertfă pentru el și numai după ce el era sfințit putea să se roage pentru popor, nu invers. Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Doamne, sprijinește-ne cu neprihănire. O neprihănire după cuvântul Tău. Încheiem și vă reamintesc în final ceea ce am părtășit împreună. A ne ruga Domnului sau a-L căuta, a-L chema, a strâga către El, a înălța sufletul, este o lucrare foarte vastă care cuprinde foarte multe domenii. Aminteam despre locul de închinare. Un loc aici cu toții, un loc în cămăruță sau în orice loc. Un timp, o zi specială, vreme potrivită, neîncetată. Poziția de rugăciune înaintea Domnului, în genunchi, cu mâinile sus. Putem și în picioare, cu fața plecată la pământ, în situații de criză, de durere, sau chiar și în pat, atunci când ne odihnim. Exprimarea rugăciunii
fie în șoaptă, fie cu voce tare, fie cântând, fie cu mintea, fie cu Duhul, după cum sunt stările prin care trecem. Și motivațiile pentru rugăciune este o poruncă a Domnului, a Domnului Iisus, a apostolilor, a prorocilor. De asemenea, o altă motivație pentru rugăciune, prin rugăciune cerul se deschide, curg binecuvântările peste noi și închidem poarta către diavolul și către iad. Și partea a doua, rugăciunea propriu-zisă, am amintit conținutul rugăciunii, laudă, mulțumire, mijlocire, cerere și mărturisire și condițiile care le-am spus chiar în final, să cerem cu credință în numele Domnului, să cerem după voia Lui, să cerem cu stăruință, să dovedim sfințenie și neprihănire în ceea ce cerem și a cere cu smerenie. Domnul zic să ne binecuvinteze cu un duc de rugăciune pe mai departe. Mai rămâne din această temă obiectivele și rezultatele rugăciunii, aplicații practice pentru ce am putea să ne rugăm și apoi exemplele. Exemplele din viața Domnului Iisus, exemple de rugăciuni neascultate, rugăciuni de mărturisire iertare, rugăciuni pentru viață lucrare, rugăciuni pentru mijlocire pe domenii și vom încheia când le vom aminti toate acestea. Până atunci, Domnul să toarne peste noi un duc de rugăciune și să ne învețe să ne rugăm. Trăim sfințenia ca să fim ascultați. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.